Chiar eu m-am speriat când l-am fost pe Valentin așa, când nu dădeam seama ce se întâmplă. Și apoi mi-am dat seama că de fapt se rugau. Am văzut-o și pe Gabriela că își ținea mâinile împreunate. I-am auzit înainte spunând că spune rugăciunea și Gabriela a spus că după ce se stinge lumina, s-a stins lumina și a rămas camera la ei. Valentin s-a pus așa pe spate și cu mâinile împreunate se ruga. Gabriela ați văzut-o cum stă, dar avea și ea la fel mâinile împreunate. Valentin și-a spus rugăciunea, s-a închinat. La Gabriela a durat ceva, apoi am văzut-o că s-a închinat și ea și apoi s-au luat în brațe. Sincer, mi-a plăcut foarte mult acest moment și mi se pare ceva extrem de frumos sufletește ca doi tineri atunci când se bagă în pată să-și pună rugăciunea. Nu au făcut-o gen să vedeți dumneavoastră, au făcut-o ascuns atunci când luminile s-au stins și probabil că cei din staff știau acest lucru și au lăsat cumva camera să vedem și noi. Mi se pare un lucru foarte frumos, mai ales că știți că au fost zeci de mii de discuții cum că Gabriela nu s-a rugat sau așa mai departe. Uitați că totuși se roagă.